Bine ați venit! Mă numesc Andreescu Cibulea, sunt student în anul 3 la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și sunt membru al Orchestrei de Tineret a Uniunii Europene. În ciuda anulării turneului de vară, EUYO nu a renunțat și a decis să-și unească muzicienii într-o serie de concerte de distanțare socială, respectând toate condițiile de pandemie. Astfel, a prins viață cel mai nou proiect EUYO, European Music Gallery Festival 2020. European Music Gallery Festival 2020 reunește peste 280 de membri din Uniunea Europeană și Regatul Unit în 24 de concerte de cameră în 19 țări. Trăind în aceste vremuri pandemice grele și neobișnuite, considerăm că este mai important ca niciodată să găsim noi modalități de a face muzică și de a o livra publicului. Prin urmare, suntem foarte bucuroși că putem participa la acest proiect și dorim să le mulțumim partenerilor care au făcut posibil organizarea concertului de la București: Institutul Cultural Român, Muzeul Național de Artă, Muzeul Colecțiilor de Artă și Radio România Muzicală. Programul se bazează pe muzică populară a țărilor balcanice. Concertul începe cu dansuri populare românești, o suită din 6 piese populare românești din Transilvania, scrise de Béla, Bartók. Apoi, publicul se va bucura de 5 dansuri grecești, compuse de Nikos, Skalkottas, urmate de o mică suită cipriotă, amenajată de quartetul Fusionia. Următoarea piesă va fi Dilmano, Dilbero, un aranjament al unui celebru cântec popular bulgar, realizat inițial de Pancho Vladigerov, dar transcris pentru quartet de coarde cu marimbă de falsileva Serafimova. Spre final, vă veți bucura de profunzimea și intensitatea celor două piese pentru octet de coarde scrise de Dmitri, Shostakovich. Sperăm că vă veți bucura de concert și vă lăsăm în compania muzicii. Audiție plăcută! Thank you.
Thank you.
Thank you.